Scriitorul Andrei Codrescu va fi prezent mâine după amiază la Zaleu, unde se va întâlni cu publicul sălăjan iubitor de cultură. Întâlnirea este facilitată de Centrul de Cultură și Art al Județului Sălaj, ca organizator principal, iar cu acest prilej va fi lansat volumul Arta Uitării, apărut la editurile Caiete Silvane, Zaleu și Școala Ardeleană Cluj-Napoca, cu sprijinul Centrului de Cultură și Art al Județului Sălaj. Prezintă Ruxandra Ceseneanu. Venirea lui Andrei Codrescu la Zaleu face parte dintr-un turneu al scriitorului în 5 orașe din țară: București, Craiova, Zaleu, Cluj-Napoca și Sibiu, organizat la inițiativa scriitoarei Ruxandra Ceseneanu cu sprijinul Institutului Cultural Român. Andrei Codrescu este poet, romancier și eseist bilingv. Este autor al peste 50 de volume, în urma cărora a obținut recunoașterea internațională, a fost recompensat cu numeroase premii și distincții. În România au fost traduse și publicate de-a lungul anilor mai multe volume de interes pentru public.